Salutare, prieteni! Aici avem o grămadă de placajuri de la o mobilă. Vom alege 3 bucăți din ăștia care sunt mai drepte, mai frumoase. Și vă vom arăta ce vom face cu ele. Cam astea sunt panourile care le aleserăm. Aleserăm că alegem 3, dar ne aleserăm 4. Așa, uite, se vede și al 4-lea aici. Și avem aici 1, 2, 3 și cu următorul 4. Panouri de ale mari. La aproape 2 metri lungime, cât a fost mobila. Aici avem unul mic și aici mai avem 2 mici panouri dintre astea. Și hai să vedem ce putem să facem din ele. Aici îi dăm niște negrese de 5 jumate să fie mai sănătoase. Așa, acum la mijloc să-i punem un separiu. Cam atâta s-a făcut până acum. Băgăm 3 din panourile ale lungi și băgăm 3 din panourile ale scurte.
Mai avem un panou de almare. 2 metri. Ce facem din ăsta? Hai să vedem cine iese și dintre el. 4 la panou. Este al patrulea de la mobilă. Are și balamale. Și vedem dacă le dăm jos sau dacă îl folosim cu tot cu balamale. Vedem cine iese din el. Din câte se vede, ne mai gândirem noi un pic și panou acesta la 2 metri îl tearăm pe jumate. Hai să vedem ce facem cu el. Folosim și balamalele care le avuserăm la panou. Ieșire, 2 cutii. Imediat. Cam asta a fost cutia noastră care o făcurăm. Aici în spate puserăm 2 opritoare mici. Să dăm cu capacul să se razne de el. Uite cum este și acesta. Se razne capacul de el. Bun. Și acum ați vedem ce băgăm în ele. Și acum vom pune în ele... Ia uite aici. Într-o cutie vom pune greu. Într-o cutie vom pune porumb. Așa o să le umplem. Când avem nevoie de porumb, deschidem și luăm porumb. Când avem nevoie de grâu, deschidem și luăm grâu. Cam asta a fost, dragi prieteni, mobila noastră care am aruncat-o din casă. Era învechită. Ia uite. N-o punem la foc sau s-o aruncăm degeaba. O mai folosim în gospodărie. Pentru grâu, porumb, pentru păsări. Cam asta este, dragi prieteni. Dacă vă place ceea ce facem noi, lăsați-ne și nou un like la vizualizare, un comentariu. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Salutare!